Bun, primul meci. Ce hartă alegem? Hai să începem cu harta preferată a lui Eddie, cu 2000 de atmosfere. Ce scor preconizați că o să fie? 2-1. 2-1 pentru? Eu votez cu Motano. Și eu cred la fel. Așa, vreți. Ah, scrizeți mai sus. Pun pe tine camera, Marius. Sper să știu care ești tu. Ok. Ok. Production. Tânga jos. Protosul portocaliu Motanu. Dreapta sus. Taranul roșu Maru Măraru. Nu scautează Motanu. De obicei nu trimiți la scout după ce pui pilonul jos. Te duci direct cu proba. Nu, asta faci în caz că simți ceva fishy. Nu faci aia și împotriva la zerg ca să-i blochezi baza? Ba da, dacă vrei să blochezi baza sau să vezi dacă îți face 12 pull. După gate, de obicei te duci la scout. Dau high five. De fapt au trecut unul prin altul. Să facă ceva sneaky. Să facă ceva sneaky. Motanu începe cu două gate-uri. Cred că o să se ducă agresiv early game. Ce vrea? Nu știu dacă merită să blochezi bază la Taran. Da, nu prea, că imediat iese Mariana. Uite că știe să facă mineral walk. O dau oricum. El își face baza sus, mai greu. Da pilonul jos. Pretin. Standard. Opa. Ah. Am crezut că e bun timing cu gaz. Cu una face CC și cu cealaltă, uite, bunker. Nu face CC. Bă, nu face. Nu știu ce face. Da. Dacă erau... Trebuia să-l pună după baracă. Dacă erau SCV-urile alea două la muncă, cred că putea să facă CC acum. Da, uite, amândoi joacă un build agresiv. Trei barăci, cred. Nu, două. Două și factory. Adonarea reactor, ok. O să-și fac full wall. Între timp Motanu scaptează ce e la el în fază. Avem un twilight counter. Cam întârziat cu tech-ul. Dacă mă înșel, twilight console
Consulul trebuie să fie pe la 2 minute jumate. Cred. Probabil. Nu joc Protoss, așa că o să ascult de expert. Bine, sunt un build standard. Nu știu acum cu cele două gate-uri cu cât întârzie. Ok, să fac Mariani. Tecle pentru upgrade. Un Hellion la scout. Iar un Mariam în bunker. Îmi las Mariani. Ok. E supply blocked, tankul nu poate să iasă. Să avem un supply drop? N-are energie. Acum poate vedem un supply drop. Aha! Mai bine făceam un supply depot. Așa e. 300 de minerale e pe supply drop-ul ăla. Caut cu Hellion, o să vadă o grămadă de stalkeri. Nu o să văd. Camera lui Maru Mararu. Da, mă, dar nu cred că o să se duc la un timing attack blink, cu blink stalker. Okay. Stalkerii sunt pe poziție, dar are tankul. Cred că așteaptă să se facă blink-ul și după aia intră. Da, dacă așteaptă după blink, o să mai fie un tank în poziție. Mai bă, o să parchează la margine. Fără blink nu prea are ce să facă. Teo, tu ce ai face diferit? Eu aș fi atacat. Că e cam greu să-ți intri oricum în bază. N-are starport, din păcate. Aș avea Stargate deja și... Stargate, starport. Ba, uite că acum se face. Dai proxy undeva? El își face... Se face... Ai în spate. Very nice, Marauder. Counter the Stalker. Al doilea Robo Facility din partea lui Motano. Arunca și Robo Bayou. Deja s-a făcut. A Montanus selectat un dolar mie aici pentru Hellionul ăla. Ok. O. Avem da. Upgrade-ul de... De mine. Cred că, nu cred că are cum să intre muta, nu trebuie să aștepte să iasă Maru Mararu. Face și mine și tankuri. Faci un drop de mine. Cred că până ajunge în partea cealaltă a hărții cu 4 mine să face și upgrade-ul. Da, el așteaptă pe a 4. Ar putea să-și facă... A, uite că își face și comand center-ul în bază. Mai multe barăci. O să joace... Bio, place compoziția asta. Bai, o tank și mine. Pui minele sub tankuri să le protejezi? Eu știu că de obicei joci ori una ori alta. Merge și în combinație. Da, cred că o să pice multe probe aici. Dacă nu e atent. Ah, da.
15 probe. Și totuși Mota nu este în față la workeri. O spune chiar nu acum. Da, o să mai explodeze minele alea. Are 3-4 mule-uri imediat. Să mai cred că se întoarce acum cu observerul. Nu cred că o să ajungă la timp observerul înainte să explodeze din nou. Nu, nu se întâmplă. Poc, poc, poc! Le și ia, ia uite. Nebun. Opa, da și boost. Nice. N-a reușit să scape mina aia. Între timp, High Templar defensive position, Colossus împotriva la marini. Păi și un Warp Prism ar putea să facă niște presiune pe el, dar e cam blindat peste tot, are turete. Torm e gata. De probe la 49 de seviuri. Echilibrat. Mos. Nu prea echilibrat. 3 baze de teran. Mai mult ca teranul. A? Mai mult. Trebuie să ai mai mulți workeri ca teranul de obicei. Mai ales ca Protoss. A, aia da. Teranul da, poate da, să compenseze cu mielul. Da, gândește că a pierdut vreo 20 de probe. Aia zic, da. E observat de către observări. Nu, nu-l vede. E mijloc bazei. Oh, ba, l-a văzut. Nice. Deci o probă. Mulți High Templari. Cu multă energie. Dar are upgrade-uri. Are upgrade-uri. N-are doar Storm, dar n-are atac și armură. Aia da. Și între timp, Maru Mararu are plus 2. 1-1-1. Are 1-1. O să facă că plus 2 atac și plus 2 atac pe pe Geo are și pe tankuri. Că nu mai intri peste el. 22 de probe a pierdut Motanu. Medivacul ăla e parcat în partea de sus a main-ului. Da, acum are și două cannone în poziție. Oh, se face upgrade de medivac. Eu nu-l fac niciodată. E bun de ceva? Nu știu, că eu nu-l fac. Parcă scade numai cooldown-ul la abilitate, nu? Da. A, dar stai că nici nu-i de medivac ăla. Nici nu știu ce e upgrade-ul ăla. E ăla de se transformă Hellion mai repede. Hellion-i și Tori. Și Tori, da. Very Turtle. Amândoi se duc pe pe economie. Liberator deja. Da, păi cred că Maru Mararu cam atacă cât de curând, că... Da, o să fie max play imediat. Uite, și în caz de drop are tankuri parcate lângă expansion-uri. Are tankuri, sensor tower. Redități, are și upgrade-uri. Aici numai stilul ăla deja caloramic cu disruptări. Că altceva nu prea e ce să faci. Ba, o să urmărească puțin medivac-ul. Da. O, chiar își face disruptări. L-a prins. Acum se duce să atace. Pare că... O, se pune în poziție. Dar are și observerul, vede toate tankurile. O, nu e bine să intre tankul. O, rău, rău. Storm, storm, oho! O, ce storm. Va trebui să se dea în spate? Dar tankurile alea nu o să-și aftea mult de-a.
Oh, dar libera e tare. Vorbim de 10 zeloți. Cred că ar putea chiar să o zice și dacă se zice direct. Nice. Dar l-am distrus. Te l-ar rula și pe ăla. Ia. Pică și tank. Ar putea să dea la la Vikings, da. N-a fost să fie. Și acum doar să taci cu stalkerie. Nice. Ia. 68 de probe la 72 de CV-uri. Tot sunt. Tot e maru-mararu mai cu puțin avantaj. Ca resurse pierdute sunt ca megali. Da, dar ce durează foarte mult să faci tankuri și nu prea să permiți să pierzi, dar tot are 10. Și nu înțeleg cum a pierdut cu avantajul ăla de upgrade-uri. A stat în storm. I-a dat toate stormurile de la da, și 4 coloși. Cam topesc. Acum nu mai are stormuri și nu cred că ba, mai are. Se descurcă. Ba da, are 3 templari. Are 3 hard templari. Ah. Le din 3 au full energy. Disruptor e. Da, nu mai trebuie. Da, ce e adevărat. Experiență pe disruptori, mai bine continuă cu stormuri. Iar trebuie niște ghosti să dea jos cuturile alea. Dar văd că Motanu se duce pe aer. Ce-a făcut doi tempești. Nu își face upgrade-uri pentru nimic. Trebuie timp de își face upgrade-ul de armură la clădiri. 3-3 și armură, da. Ia, fiți atenți că după ce se face upgrade-ul ăla, bunkerul ăsta o să arate diferit. Ia, scuze. Tim, Mariani. Ăla bunkerul ăsta. Uite ce fain arată acum. Maru Mararu are producție. Parcă i-ar trebui mai multe clădiri, are mai multe barăci care nu fac nimic altceva. Fără addon-uri, fără nimica. Ca prin brânză. Da. Maru Mararu are o grămadă de armată care nu e folosită. Unde e armata lui? Ba nu, și-a luat-o pe toată. Nu are. În sfârșit își fac și upgrade-urile simțită prezența. Că deja... Parcă trade-urile sunt mai bune pentru Terran. Și crește capacitatea bunkerului? Da, cu 2. Da, și are și mai mult armură cu 2. Angage-ul ăsta a fost... N-a fost aici a venit cu tempe, știe... Dar are mult supply mort în medivac-uri, are 10-12 medivac-uri. Care nu hilează nimic, nu mai zic. Da, tankurile alea! Dau. Transfere probe. Cine își face mai multe spontanul? Toți observări.
a dat warping la 10 zelos dintr-o dată și cred că are gate-urile pe cooldown. Da, are 2 stargate, 3 robo, bine acum se face al treilea. O, ce? O, flank cu zelos. Dar nu sunt destui. Da. Nu au upgrade-uri. Da. Uite, Mariani, nu mai hilați, distrugă cannon-uri. Da. Plus 3, plus 3. Nebune. În bază pică, motanul rămâne. Două baze zero, care minează. Zero producție la motanul și are 1800 și 3000 de gaz. Da. Nu face nimic ca din... Mortal, nu produce... Are Stargate, are Robo, are și Forge din care ar putea să facă upgrade-uri. A mai murit o mână de zelot. Și am mai pus încă 4 gateway-uri. Că... Numai de aici e sudități din gateway. Are și clădirile pe hot. Anyway. Cred că cam asta. Eu zic la fel. Mararul e la 200 supply, full upgrade. Full bancă, full tot. Big Dick Terran. Hai, un drop cu Viking. Do it. Do it. Ăla e. Pra, 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 pra. Nu, s-a răzgândit. Avem aici la fața de sus. Ultima apărare. Deja avem primul meci, Maru Mararu câștigă. Da. Da, dacă Montana avea upgrade-uri atunci ar fi fost altă poveste. Da. Care să fie a doua hartă? A doua hartă? Ce... Valtaris? O lăsăm la urmă, dacă o să fie 1-1. Jucăm pe Glittering Ashes sau Hardware. Glittering Ashes. Glistening Ashes. Cum zic unii casteri.
trebuie să-mi pun niște apă. Hai bă, ce atât a fumat? Țigară înainte de meci, țigară între meciuri, țigară după meciuri. Lipsă de nicotin. Se pare că avem pauză. Hello. Hello. Oh, ce mă stai că am sunetul prea tare. Am dat sunetul tare, că trebuie să fiu atent. Easy game, easy life. Ce, n-a fost balansat? Da. Ba da, da. Aia, când ai început să... să fie... diferența aia mare de upgrade-uri, după aia n-a mai fost deloc. La început chiar erați neck in neck în supply. Nice. Am revenit. Bine revenit. Dar el n-a făcut upgrade-uri, a? Deloc. A, boss, dacă n-ai storm-uri, cui trebuie upgrade-uri? Totuși e Protoss. Cum fight-ul ăla de la Atreia? Când e cam distrus toată armata. Acolo a dat charge cu zăloții și a dat storm pe ei. Și și-a cheltuit și toate resursele pe charge cu zăloții. Aia a fost zăloți de panică, nu? Nu. Nu, chiar ți-a distrus toate tankurile acolo, da. Nu zic după ce a distrus tankurile cu zăloții. Da, de fapt și acolo, da. Am văzut în bază că aveam un factory care producea unități, dar alea stăteau blocate. Sunt foarte mici cărțile astea, frate. Nu ai loc să-ți faci cătăra în SimCity cum trebuie. Trebuie să le pui în linie, așa. Capitanul zice că Motanul nu caută cheese-uri pentru random. Să uită pe net. Dar oricum, cred că două săptămâni a zis că se pregătește. Băt, să mă uit pe stats la replay. Cred că a fost super ok. Dacă, cred că a venit link-ul ăla și pe Twitch acum. Excellent spending. Și Motanul are acum același memoria ca mine? What the fuck? Pus acum. Pe dacă Discord am picat cu Motanul. Cum se gândește la o strategie să te bată. Dude, APM 138-145, SPM screens per minute 374x343, el, which is totally ok in 30 de minute. Și la resurse am văzut că m-a bătut. Resource collection. N-a făcut trade-uri bune atât. Nu, te-a bătut în resource collection. Mereu ai avut mai multe CV-uri. Păi și ce zice ăsta? Match history... Ai avut, dar l-ai și ținut degeaba la un dat. Păi n-ai, când ești max supply, aia e. Dar oricum, da, aveai banca, era acolo.
Și avea acolo și Storm, adică ce făceam, trimiteam baiul așa de, îmi riscam să pierd câte 20 de supply. Și drop-ul ăla cu mine de la început s-a sincronizat perfect cu upgrade-ul ăla de barrel rapid. Yes. That was the plan. 21 de probe a fost acolo. Dar nu mă așteptam să-mi iasă drop-ul. Dar vezi că poți să dai click pe medivac. Rally poți point, să dai ce? Drop în timp ce medivac-urile se mișcă. Poți să mergi cu medivac-ul și în timp ce merge dai click pe, dai D și click pe el să le dea unload și dă în timp ce merge afară unități. Poți să faci asta și din shift command, poți să dai click. Da, da, eu dau click pe fiecare unitate în parte și le dau în linie. Cam zic că binele alea le-ai pus acolo în același loc, ai dat direct. Ah, emoții. Acolo am resesizat că, bă, stai că s-ar putea să-mi iasă. Dar numai un drum e și de restul s-a dus dracu. S-a întors motanul. Ok, gata, stai să ies. Por. Meciul 2. Vreau să văd niște brânză. Eu cred că o să vedem. Dar ce fel de brânză? Fie Gouda, o să fie Brie, sau o să fie din aia puturoasă rău de tot. Opa. Colțul din stânga jos. Protosul portocaliu motanu. Colțul din dreapta sus zergul roșu. Maru măraru. Opa. Ce? Asta e cea mai ineficientă strategie ca zerg. Faci o dronă și bază imediat după. Cred că o să fie supply block, nu? Da. E deja. E deja. Faci o două drone. Nu o să avem brânză din partea lui Motan. Dezamăgit. Ok, 13 pe hatch, 13 pe pull. Încă o dronă. O să avem link flood? Cred că da. Sau? Deci nu cred că prea să... Ah, uite că a făcut overlord în sfârșit. Cred că vrea să-l păcălească cu baza asta. Cred că o să facă numai zerglingi imediat cum o să iasă spawning pool-ul ăsta. Da, cam puțin a scautat Motanu. Ba, să știi că e bună strategia asta. Trebuia să intre un pic și până în main. Să vadă timing-ul la spawning pool. Găsim, Motanu în bază. M-am înșelat, nu o să fie link pressure. Am vrut doar să scoate Queen repede, că văd că deja a băgat un Queen. Deci chiar mă uitam că spawning pool-ul ăla era sincronizat cu baza care s-au făcut în același timp amândouă. Am zis, bă, să iasă zerglingi grămadă. Dar nu. Două gaze.
se pare că mărarul a început să facă queen-uri. Bine, un queen. În meciul cu Baleca n-am făcut primele 6 minute, cred, niciun queen. Și queen-ul e super important ca producție, ca zerg. Bine, să meargă niște... O, e și la fix. Zerg nici la scout. Zucărul ăla. Ok, avem și a treia bază. Un dron acolo care supraveghează locul să vadă dacă sunt cannon-uri. Poate, nu știu. Continuare un singur queen din partea lui Maru Măraru. Între timp, Motanu. Adept și stalkeri. Oh, mai avem încă un queen în producție și... Burrow. Ah, știu ce vrea să facă șmecherul. Vrea să joace la Burrow Roach cu... mișcarea din aia subterană. Opa, nu-i atent la adepții ăștia. O să-și ia niște damage. Intră pe creep cu ei. Oh, sunt pe move command. De ce? Motane, puteai să ataci. Ok, o să intre main, o să scouteze. Nu vede nimic pentru că încă nu are tech. Dar 29 de drone la 34 de probe. Da, cred că până la urmă o să fie 2-0. Zici? Cam așa. Nu, a început cam ineficient ca zerg. Nici nu prea are queen-uri. Da, nici Motana nu prea are. Are un robo facility care face un observer. Ok. Motana primite la scout. Head dintre timp și a patra bază. Are Zergling în poziție să vadă dacă și-a expansion. Vede Porcrawler. Ok, trece cu niște Zergling la scal. Nu are și overlords în poziție să vadă. A treia și a patra Barz n-a văzut. Deci uită-te numai la visionul lui Eddie. Aia la visionul lui Motan. Motan nu vede absolut nimic. Meric total, nici nu știe dacă are a treia bază sau nu. Motano acum face unități în blind, sperând ca... Nidus. Nidus? Hydra dead. Mă gândesc că o să facă lurkeri. Ia uite, face upgrade-ul. Ăla e upgrade-ul de Hydra. Nu, al doilea, a pus două. Nu? Ok, infestation pit, o să facă hive. Da, după aia cred că o să meargă în lurkeri. Motanu speră ca Eddie să facă roach. O să scouteze și observerul. Întoarce cu el. Ok, și unde o să avem Nidus-ul? Nicel. Hai că
trebuie să-l vadă. Oh, nu, pleacă cu Immortal, e la a treia bază. Nu știe de Nidus? Oh, o să știe în curând. Intră căței în natural. Overcharge? Ok, stalkerul ăla îi blochează calea, intră hold position. Și între timp Teddy a plecat și cu damage-ul. Câte unicul s-a pierdut. Și am și pe probe. Ah, nu-l mai vede. Mai e un Nidus în bază. Dare zălății. Care nu este nimic. Dacă înconjoară Nidus-ul complet, atunci nu poate să iasă cu unitățile din el. Oh, am un Nidus și la a treia bază. Hai că-mi place. Să vedem camera lui Motanu. Din asta cred că iese ceva. Da. Oare? Nu. Da, sunt zerglin și pe țeavă. Sunt, da. Nu are rally point-ul pus, acum l-a pus. Okay. În păcate e blocat acolo, nu poate fi rău. Cu Nidus la naturală? Oh, ce lamețește! Motanu nu se uită pe hartă, nu vede punctele alea roșii. Chiar trebuie să-și splițuiesc armata. Uite capul de tot. Intră aia, cuipă pe gazul lui. Mai avem un Nidus? Oh! E Zerglingul ăsta care e burrow de acolo. Nidus în main. Nu vor fi îndezăloți. Din lărcări! Are observer? Acum iese un robo. Este, da, nu vine spre direcția bună. O, nu. Trebuie să iei Immortal-i, să-i duc acolo. O. Ok. De data asta e observer în poziție. Fac un pic de damage. Mai iasă cu Nidus. Cred că aici s-a terminat. Da, la medicantare. La medicantare. Are două prisme. Vine și cu main army-ul. O să intre. Dar n-au mai făcut lurkeri. Păi, nu știu ce-a făcut. Păi, erau lurkeri aia numai acolo să... să lamețească puțin în main base. Ca să începe zelul. Și a venit la naturală. Contează. Bum, hai. Are o grămadă de tigre, zerglin. N-are storm, din păcate. De fapt, storm are, n-are high tempo. Immortalia aia se duce instant. Zerglin și tot. De drone la 26 de probe. Câte probe au murit meciul ăsta? 44. 44. GG. Teo, se pare că ne-am înșelat cu pronosticul nostru. Da. Așteptam la niște brânză. N-a fost să fie. A încetinit Motanu. A
Avea și mai puțin APM decât meciul trecut. Bravo, Marle. Ești mai... A, ce te-a mețit în meciul 2. N-ai dus peste tot. Dame și piciorul, nu, cam să plec pe el și n-am mai plecat. M-am plecat în fund. Sunt supărat de meciul ăsta. Da, și la primul, am greșit-o eu rău. Și ți l-a pus în vision, trebuia doar să treci pe minimap după niște puncte roșii. L-am văzut, dar le-am văzut, n-ai văzut, dar m-am fățit de colo, colo. Trebuia să pun cum am și pus, dar târziu, când deja eram în joc, 6 zeluți și trebuia să mă duc pe el, dar... Ah, nu mai bine, nu fumă în țigare aia, băga mea. M-am gândit la asta cu gândul la ea, dar oricum, e, eu știu, mă, eu de-aia am și vrut să joc macro pe random. Sunt mai bine față de cum eram înainte cu tine, chiar sunt mai bine. Și în alaltul adineori, m-am atacat prost. Îmi se pare că am construit bine, dar m-am atacat prost. Mi-am aruncat unitățile în pulea. Și mi-am auzit aminte, bă, de upgrade la un moment dat. Și zic, da, hai să fac. Și nu știu ce s-a întâmplat. Și uitat, ai făcut plus 1 până la urmă. Până la urmă, da. Atât. Cred că 1-1 am avut și eu. Da, da, greu. Uf, tot scura. Pe mine mă jur, nu pe tine. Mi-a dat seama, stai niște. Am greșit-o, băgăm, aici chiar am greșit, aici nu știu, am stat și doar știu, frate, știu, singur lucru, pe zero, nu-l lași.